Continuăm, doamnelor și domnilor, cu informații legate de canicula de început de septembrie. Oficial, mâine vine toamna, dar temperaturile vor fi cu mult peste cele normale pentru această perioadă. Meteorologul de serviciu, Alina Șerban, în direct cu noi acum. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, vorbim de vreme în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă, chiar caniculară în partea de sud a teritoriului, acolo unde atât mâine cât și poimâine ne așteptăm la temperaturi maxime ce vor atinge 35 de grade. De altfel, și în celelalte zone, temperaturile maxime vor fi destul de ridicate, cum spuneam, peste 30 de grade și în regiunile vestice 33-34 de grade, 30-32 prin centrul și prin estul teritoriului, ușor mai scăzute de atât, 27-28, adică în estul Transilvaniei și poate și în nordul Moldovei. Vreme frumoasă, cum spuneam, cu cer variabil mai mult senin, unele înnorări vor apărea doar în zona Carpaților Meridional, după amiaza, unde vor fi averse însoțite de descărcări electrice, însă doar pe spații restrânse. Și în zona litoralului, în acest weekend, vorbim de o vreme deosebit de caldă, cu temperaturi maxime de 29-30-31 de grade, chiar în aer, apa mării 25-26 de grade, ușoară intensificări ale vântului pe parcursul zilei. Zonele montane, de asemenea, cu vreme în general frumoasă și caldă, temperaturi maxime 24-25 de grade, poate după amiază să apară unele averse pe Valea Prahovei, în Carpații Meridionali, însă în restul zonei montane destul de bine, atât sâmbătă cât și duminică. De altfel, toată săptămâna viitoare va fi cu vreme caldă, cu vreme mai caldă decât în mod normal a fi la această dată, în prima decadă a lunii septembrie, cu temperaturi maxime mai ridicate în partea de sud, de sud-est a teritoriului, acolo unde vor mai atinge 33-34 de grade luni și marți, însă în regiunile vestice, nordice și centrale, în primele zile din săptămână, luni și marți, ne așteptăm la o ușoară răcire, astfel că maximele vor urca până spre 27-28 de grade și vor apărea și ploile pe arii mai extinse în acele regiuni, în vestul, în nordul, în centrul țării. Și la mijlocul săptămânii, miercuri, poate și joi, ne așteptăm ca aria acestora să se mute în sud și în sud-est, astfel că și în aceste zone temperaturile vor marca o ușoară scădere, deci vorbim de maxime de 27-28 de grade. Chiar și în zona litoralului, pe tot parcursul săptămânii care urmează, vremea în general frumoasă, 29-30 de grade, ușor mai scăzute miercuri, când vor apărea și ploi după amiază. Și în București? În București e vreme deosebit de caldă, temperaturi peste 30 de grade. În acest weekend ne așteptăm la temperaturi ce vor atinge pragul caniculei, 35 de grade la amiază, vreme frumoasă ca aspect, fără precipitații. Și pe de altă parte însă se simte totuși că a venit toamna, pentru că și dimineața și seara e deja semnificativ mai răcoare. Deja noaptea se mărește, perioada temperaturilor mai scăzute este mai lungă, deci amplitudinea de la zi la noapte începe să scadă, astfel că într-adevăr se simte că vine toamna, pentru că orele cu temperaturi ridicate sunt mai puține, orele de insolație, orele în care ne încălzește soarele. Mulțumesc foarte mult, Alina Șerban, vine toamna doar din punct de vedere calendar.